Oricât de grea ar fi fost ziua, oricât de, de multe vești proaste aș fi primit uh, în ziua respectivă, când plec de la curs, la 9 și jumătate, sunt optimistă, plină de energie și abia aștept să vină săptămâna viitoare. Cel mai mult mă pasionează la meseria mea, că am de-a face cu mulți oameni. Îmi place la nebunie să le ascult poveștile, să îi înțeleg, să încerc să mă pun în, în mintea lor și să le înțeleg, să înțeleg ce îi motivează, pentru ce se trezesc dimineața. Astfel încât, în momentul ăla putem să venim cu mesajele de comunicare potrivite. Când am decis că nu mai vreau să mai fiu angajată și că Uh, începe cum propriu. Ăla a fost un moment în septembrie 2005 în care s-a schimbat totul. Deci, nimic n-a mai fost la fel și uh, când am lăsat GMPPR. Cred că în România, astăzi, poți să faci foarte multe lucruri. Cred că, având un business, indiferent cum este el, mic, mare, bă, în ce domeniu, poți să influențezi foarte mult, uh, foarte mult lucrurile. Poți să schimbi lumea, poți să. Bă, în grupul tău mic, poți să contribui, să. Îți pui bă, amprenta. Carisma are un rol foarte important. Practic, având o meserie în care bă, 80% din timp trebuie să fii ambasador, în care trebuie să-i convingi pe alți oameni să te urmeze, în care bă, cumva trebuie să le schimbi mindset-ul, cumva trebuie să-i să convingi de lucruri, automat ai nevoie și de, o, și de carismă. Automat trebuie să fii plăcut. Trebuie să bă, îți fie ușor să intri în, în contact cu oamenii. Inspirația, în meseria noastră ți-de peste tot. Trebuie să mergi la cât mai multe filme, la cât, să consumi cât mai multă artă, să bă, te duci la spectacole, să te duci bă, inclusiv să ești în oraș unde sunt locurile noi. Cumva e o, e o meserie în care trebuie tot timpul să fii la curent cu noutățile. Apropo, când apare un, o tehnologie nouă, trebuie să o experimentezi. Când s-a lansat Second Life, de exemplu, acum câțiva ani, ne-am înscris toți în Second Life și ne-am făcut avataruri, tocmai în ideea că trebuie să fim permanent conectați la cei mai noi și mai noi pe lumea asta. Ah, oh, pasiuni! Îmi place să călătoresc! Îmi place să. Bă, îmi place să citesc! Îmi place să pictez! Îmi place să scriu! Spotul meu preferat este unul uh, uh, istoric. Este unul care a scris istoria publicității. Este spotul Apple 1984, care a fost un spot foarte puternic și a schimbat foarte mult comunicarea. A, îmi place la nebunie să predau la Dallas Go. Abia aștept seriile de marți în care mă întâlnesc cu studenții pentru că sunt foarte dinamice, sunt foarte, adică nu este vorba de o experiență educațională bă, clasică în care bă, vii, predai și pleci. Este o interacțiune permanentă. Fiecare grupă e complet diferită de cealaltă. Dar mi-ar plăcea să rămână și cu o zonă de dezvoltare personală. Avem și cursuri în care mergem mult pe zona asta, să te cunoști pe tine, să te dezvolți, să înveți să comunici tu cu cei din jurul tău mai bine. Adică toate lucrurile astea au, au implicații și în viața de zi cu zi, nu neapărat în meserie. De exemplu, cursul de personal branding e unul din cursurile bă, cele mai apreciate, în care, da, învăț să, bă, să se vadă pe ei ca pe niște branduri și să se promoveze ca pe, ca pe un client. În cele 12 săptămâni, încerc să nu fiu doar în spatele catedrei, ci să încerc să mă apropii de studenți. Și de asta tot facem, încercăm să facem ieșiri periodice în care, nu știu, începem să povestim și alte lucruri în care bă, după aia sunt, o, e lucru în echipă, sunt tot felul de activități în grup în care și studenții interacționează, pentru că cred că un curs after hours nu trebuie să fie ca la, la facultate, în care vii, îți materia și bă, îți ții notițele și pleci, ci trebuie să fie o experiență mult mai personală și trebuie să rămâi cu ceva dincolo de materie, să rămâi și pe zona asta de, să zicem, networking. Și am, am văzut și am avut mare satisfacție că oamenii s-au împrietenit după curs, au început să lucreze în echipă și s-au apropiat și au făcut vizite au, și au început proiecte comune. Și asta mi s-a părut incredibil. Deci, bă, cineva avea o afacere pe care vrea să o dezvolte, cineva avea un canal de comunicare și au început să lucreze împreună și acum văd, după un an, de exemplu, pe Facebook, că au continuat colaborarea și că bă, au pornit de la curs o prietenie și chiar o relație profesională. După aia, iarăși am avut uh, oameni cu care m-au apropiat la curs și cu care acum după doi ani încă sunt, am rămas în relație și ne vedem periodic. Uh, oamenii din toate domeniile și asta îmi place foarte mult, că ai de la bănci, la uh, studenți, la până la antreprenori, oameni care au afacerile lor. Avem acum o creatoare de modă. Uh, deci e un mediu extrem de divers și nu știu niciodată la final cum uh, cum poți să po ajute unii pe alții și cum ce este de aici.